Capitolul 13. Galileenii măcelăriți de Pilat. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Pilda smochinului neroditor El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața sa a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur în prejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă dacă nu, îl vei tăia. Vindecarea unei femei gârbove. Isus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Isus, a chemat-o și a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului." fățarnicilor, i-a răspuns Domnul. Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la adapă? Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avraam și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată. Ușa cea strâmtă, Isus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: „Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns: „Nevoiți vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea.” Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre a învățat pe norod. Și el va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Nelegiuirile și pedeapsa Ierusalimului. În aceeași zi au venit câțiva farisei și au zis: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia, iată că scot dracii și să vârșesc vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului.